poporul acesta stă înaintea ta, Doamne, pentru că tu ești Dumnezeul lui. Inima noastră este deschisă în fața ta, pentru că tu cunoști toate lucrurile, fiindcă ești Dumnezeu. Stăm în picioare ca să te cinstim și prin atitudinea trupului nostru, Doamne. Pe lângă inima noastră care te onorează și te adoră pe tine pentru că ne-ai mântuit. Ai murit pentru noi ca noi să trăim pentru tine. Regele nostru și frumusețea universului. Jehova, Dumnezeul nostru, Domnul domnilor, Hristosul lui Dumnezeu Emanuel, stăm înaintea ta ca să te adorăm pentru binele pe care ni l-ai făcut, pentru bolnavii care i-ai vindecat, pentru sufletele noastre care le-ai mântuit, pentru mințile noastre pe care le-ai schimbat. Pentru că ai pus în inima noastră, Doamne, urgența să împlinim interesele din împărăția ta. În seara aceasta ne închinăm și spunem cu adunarea lui Dumnezeu, trăiască Domnul. Uită-te la poporul acesta care stă înaintea ta. Doamne, fiecare vine înaintea ta cu ce are în inimă. Unul un necaz, altul o bucurie. Unul o nevoie, altul o jertfă de bun miros. Doamne, primește ce are fiecare, pentru că Tu ne cunoști inima. Suntem ai Tăi pentru veșnicie, Doamne, și nimeni nu ne va smulge din mâna Ta. Prin necazuri, prin boli, dar și prin bucuriile vieții, suntem purtați de harul Tău, suntem păziți de mâna Ta, suntem înconjurați de îngerii Tăi, iar promisiunile Tale se reînnoiesc în fiecare dimineață. Lăudat să fie numele Tău! Poporul acesta se încurajează pentru că s-a întâlnit cu Tine. Poporul acesta este bucuros pentru că primește bucuria din Duhul Sfânt, care este aici să mângâie, să binecuvinteze, să șteargă lacrima și să asigure de dragostea lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Tău, Doamne! Ne smerim înaintea Ta și inima noastră este plină de bucurie. Este bucuria pe care ne-o dă Domnul care ne-a mântuit, Domnul care călătorește cu noi, Domnul care ne iubește, Domnul care ne vindecă, Domnul care ne ridică de pe patul de spital. Doamne, ne închinăm înaintea Ta, prin rugăciunea și cântarea noastră Te adorăm și cu tot poporul acesta ne smerim și în inima noastră Te iubim pentru că ești Dumnezeul nostru. Binecuvântat să fie numele Tău, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, și adunarea Domnului să spună amin. Lăudat să fie Domnul! Stimații mei, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare doar ca să citim cuvântul. O să citim pilda samariteanului din Luca, capitolul 10, începând cu versetul 25. Este cuvântul Domnului pentru noi în această seară. Luca, capitolul 10, versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, defă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Frați și surori, suntem înaintea Domnului și avem cuvântul acesta în față, cuvântul acesta care a ieșit într-o zi din gura sfântă și divină a Domnului Iisus,
cuvânt de învățătură pentru atunci și pentru acum. Pilda samariteanului este una dintre cele mai frumoase din Biblie. Ea are două părți. O parte în care un om, având intenția să-l ispitească pe Domnul, îi pune o întrebare și Domnul îi răspunde cu două întrebări. El răspunde la rândul lui și Domnul îi spune, fă așa că ai răspuns bine. Numai că el a vrut să se îndreptățească. Și urmează a doua parte a discuției, care începe cu versetul 29. Dar el care voia să se îndreptățească a zis din nou lui Iisus. Și aceasta a doua parte a discuției începe din nou cu o întrebare a omului. Domnul îi dă o scurtă explicație și încheie și el cu o întrebare. Urmează morala ca și în prima parte. Morala din prima parte era, fă așa și vei avea viață veșnică. Versetul 28. Morala din a doua parte, du-te și fă la fel. Cam același lucru. Sunt sigur că dacă el ar mai fi continuat, învățătorul, Domnul ar fi dus la același răspuns, pentru că Domnul nu poate răspunde în două feluri. Aș vrea să observăm elementele pildei. Există 6 personaje aici. Omul care călătorea de la Ierusalim la Ierihon, aproximativ 30 de kilometri. Un drum printre stânci, un drum în care pândeau tâlharii. Și de obicei erau tot felul de ambuscade, iar mulți oameni cădeau pradă tâlharilor care căutau bani sau alte bunuri. Preotul și levitul trec și ei pe acolo. Era un drum pe care deseori mergeau preoți și leviți. Apoi sunt tâlharii samariteanii, samariteanul și hangiul care este la hotel, la Han, locul acela care găzduia pe călători. De-a lungul timpului au existat foarte multe interpretări ale acestei pilde. Nu am timp să vi le spun, însă am timp să spun două, trei vorbe despre ce cred eu că a vrut să spună Domnul Iisus Hristos. În pilda aceasta găsim 5 întrebări. Două dintre ele sunt puse de învățătorul legii și 3 sunt puse de Domnul. Cele puse de învățătorul legii, ce să fac ca să am viață veșnică? Nu uitați că a pus-o cu scopul ca să ispitească, nu pentru că avea nevoie de un răspuns. Indiferent ce ar fi răspuns Domnul, pe el nu-l interesa, pentru că el nu a întrebat sincer. El a vrut numai să-l ispitească pe Domnul sperând că Domnul va da un răspuns greșit sau neatent și atunci îl va acuza că strică legea. A doua întrebare pe care a pus-o acesta este în a doua parte a discuției, cine este aproapele meu? Aceasta a doua întrebare a pus-o să se îndreptățească că nu știe cine e aproapele. Cu alte cuvinte, el a spus așa, vreau să îl iubesc pe aproapele cum eu am spus cu gura mea, dar nu știu cine este. Mă tot întreb, David, acesta măgduț o fi aproapele meu sau nu o fi? Că mi-ar place să nu fie, că nu prea am chef să-l ajut. Da, fratele Borodi, da, fratele Pumnuț, da, familia Baciu, da, fratele Sav, or fi apropiații mei sau nu? Mi-ar place să nu fie, că n-am niciun chef să-i ajut. Și omul ăsta a spus, iartă-mă, dar nu știu cine e aproapele meu. Acestea sunt întrebările lui. Prima să-l ispitească, a doua să se îndreptățească el. Niciuna spusă cu o motivație corectă. Ce om murdar la minte. Dar Domnul nu se raportează cu murdărie la cei murdari la minte. Deși le răspunde uneori pe măsură, el le răspunde cu dragoste. Și chiar dacă le răspunde pe măsură, așa le răspunde încât dacă se vor răzgândi vreodată, răspunsul să fie bun. Și uitați că Domnul răspunde și el cu 3 întrebări, că și Domnul a fost evreu. Și prima întrebare este următoarea, ce scrie în lege? El era învățător al legii și știa ce scrie în lege, de aceea Domnul îi pune întrebarea. A doua întrebare e mai grea, că ce scrie în lege doar trebuie să citești. A doua întrebare este, cum interpretezi ce scrie în lege? Și noi știm că diverse denominații creștine interpretează diferit anumite pasaje din Biblie. Și a treia întrebare, după ce îi spune întâmplarea, pilda care e o întâmplare imaginară, Domnul întreabă, ție, obligându-l să vadă adevărul, n-a mai putut să levite, pur și simplu îl apropie așa de mult de ochi încât nu mai poate să levite. Ție, cum ți se pare, cine crezi că e aproapele tău dintre personajele acestea pe care ți le-am prezentat? Și el nu are puterea să zică samariteanul, pentru că acesta era.
Dar n-a vrut să spună samariteanul că un om ca el ura pe samariteni și n-a vrut să-i dea credit ca să se bucure că și samaritenul e bun de ceva. Și pur și simplu a ocolit să spună samariteanul și a spus cel care s-a oprit să-i ungă rănile și care i-a făcut bine. Ascultă-mă, învățătorule, ăla e samaritean, nu te face că nu știi. Știu că nu vrei să-l iubești, dar ăla căruia tu îi spui, cel căruia i s-a făcut bine, e samariteanul pe care nu-l suporți. E samariteanul pe care îl disprețuiești. E samariteanul despre care ai o părere proastă. Pentru că ești mândru și pentru că ești arogant. Dar omul acela pe care tu îl disprețuiești a avut puterea să facă lucrarea de milă a lui Dumnezeu și să ridice pe un amărât care probabil era în comă, care era însângerat și rănit. Și tu nu ai putere nici să-i pronunți numele pentru că ai o prejudecată cu privire la el. Aș vrea să observăm că omul care călătorea este singurul personaj fără nume. Zice un om. Tâlharii sunt numiți după apucăturile lor, tâlhari. E adevărat că dacă cineva ne-ar spune nouă tâlhari, ne-am amărât și ne-am ofensat la maxim, pentru că ne dorim să fim oameni ai lui Dumnezeu, nu tâlhari. Dar oamenii aceștia s-au acomodat cu această denumire pentru că ea definea preocupările din ultimii ani, poate chiar zeci de ani din viața lor. Apoi, Biblia vorbește despre preot și levit. E profesia lor. Nu spune cum îi chema, dar spune, îi denumește cu meseria lor. Hangiul și pe el îl denumește Biblia cu profesia pe care o avea. Pe samaritean îl definește Biblia cu etnia din care venea, Samaria fiind capitala regatului de nord, zonă de unde venea el, zonă cu cele 10 seminții pe care cele două din Iudeea de la Ierusalim îi disprețuiau de mama focului. Observați următorul lucru. Care este mentalitatea tâlharului? Ce e al meu e al meu și ce e al tău este tot al meu. Așa că vrei, nu vrei, ți-l iau. Așa gândesc tâlharii. N-au inimă, n-au minte, au un interes, ce e al meu e al meu, ce e al tău este tot al meu, e la tine din întâmplare și astăzi este ziua când o să intru în posesia la ceea ce este al meu. Că vrei sau nu vrei, ți-l iau sau te jefuiesc. Preotul și levitul sunt genul de oameni care spun așa, ce e al tău este al tău, ce este al meu este al meu, dar eu nu am nicio legătură cu tine. Eu am serviciul meu, eu am programul meu, sunt ocupat de la ora asta până la ora asta, trebuie să fac asta și de la ora asta până la ora asta trebuie să fac asta. Păstrează ce e al tău, eu păstrez ce e al meu. Acum, într-adevăr, că ai parte de niște răni, păstrează-ți-le, sunt ocupat. Și se duce omul înainte. Observați că hangiul are și el o mentalitate. Ce e al meu este al tău, dar trebuie să plătești. Patul e al meu, ți-l dau dacă plătești. Acoperișul e al meu, ți-l dau dacă plătești. Mâncarea este a mea, dar ți-o dau dacă plătești. Sub condiția banilor pe care îi aștept de la tine, eu să ai să fac afaceri, nu caritate, spune hangiu, îți dau ție. Samariteanul însă este singurul diferit. Ce este al meu, este al tău în numele Domnului. Și acum Domnul se uită la învățătorul legii și întreabă următoarea întrebare. Dintre ăștia toți, ție care ți se pare că este aproapele la omul fără nume, la cel căzut între tâlhari? Și învățătorul legii este obligat să recunoască, cel care are mentalitatea, ce e al meu, este și al tău în numele Domnului. El nu trăia după această mentalitate, dar pur și simplu Domnul l-a împins, l-a constrâns, prin întâmplarea imaginară pe care i-a spus-o, ca să accepte că aceasta este voia lui Dumnezeu. Să cunoști voia lui Dumnezeu și să nu o faci se numește păcat intenționat. Și dacă pentru păcate neintenționate ne tremură inima în noi, ce se întâmplă pentru păcate intenționate care devin stil de viață și un om trăiește o viață întreagă în felul ăsta și uneori mai vine și la biserică și mai și știe ce trebuie să facă și nu face? Aș vrea să mă apropii de încheiere, estimații mei, și să trag câteva concluzii. Prima dintre ele,
Aici, în această pildă, se arată foarte bine câteva atitudini, cel mai probabil 4 atitudini, pe care oamenii în general le au în legătură cu nevoile celor de lângă ei. Dacă noi am fi conștienți întotdeauna că omul aflat în nevoie este aproapele meu, atunci ne-am aduce aminte de marea poruncă pe care Domnul a spus-o. Iubește-L pe Domnul cu toate resursele tale și pe aproapele tău iubește-L cum te iubești pe tine. Ei, dacă întotdeauna ne-am aduce aminte de un om care e în nevoie, că este aproapele nostru, atunci ne-am aduce aminte și de faptul că pe omul acesta trebuie să-l iubim ca pe noi. Dar dacă e samaritean și față de samariteni avem repulsie, îi subapreciem, nu se ridică la nivelul nostru intelectual, social, material, financiar, nu se ridică, e sub nivelul nostru, nu face parte din categoria de oameni în care ne învârtim noi. Așa că să se ducă la muncă. Uitați care cred că sunt cele 4 posibile atitudini care se regăsesc în atitudinile acestor 4 oameni, ca o reacție la faptul că a trecut pe lângă un amărât. Amărât care cade în necazul acela doar ca un examen pentru acești oameni. Ascultați-mă, Dumnezeu uneori îngăduie ca cineva să ajungă într-un necaz doar pentru ca acel necaz să devină pentru noi un examen, un examen care va pune în evidență reacția noastră greșită sau corectă. Și Dumnezeu va nota în cărțile Lui că cineva a suferit și fără să cârtească și a spus: îți mulțumesc și pentru necaz ca și pentru bucurie. Dar pentru cei care reacționează trecând pentru el, pe lângă el, în mod greșit, Domnul în ziua de apoi va spune altceva. Ce? Am fost în temniță, am fost în spital, am fost gol, flămând și însetat și voi nu mi-ați dat să mănânc, să beau, nu m-ați vizitat, așa că nu vă cunosc. Cine este aproapele meu? Cine este aproapele nostru? E adevărat că noi ne facem prieteni pe cine vrem. Nu ne alegem părinții și nici copiii. Nu ne alegem frații din biserică. Dar ne alegem pe aproapele. Și cei pe care, cu care noi nu ne potrivim foarte bine și nu se încadrează între limitele noastre personale, noi îi numim oameni obișnuiți. Pentru unii dintre oamenii aceștia obișnuiți, nu avem cele mai alese sentimente. Însă uneori oamenii aceștia obișnuiți, față de care noi nu avem cele mai alese sentimente, cad între tâlhari. Tâlhari ca oameni, tâlhari ca obiceiuri, tâlhari ca accidente, tâlhari ca necazuri ale vieții, tâlhari ca dificultăți cu care se confruntă cineva, tâlhari ca boli, tâlhari ca necazuri. Și sunt lângă noi în calitate de aproape. Și noi trecem pe lângă ei folosind tot felul de scuze. Care? Uitați câteva posibile scuze, câteva posibile atitudini. Prima atitudine, om contra om. Omul și omul. Om contra om. Un tâlhar a venit la un om, l-a lovit, i-a luat sănătatea, i-a luat banii, i-a luat libertatea, i-a luat capacitatea să mai continue drumul pentru că l-a bătut aproape să-l omoare. Ce i-a făcut bietul om? Cobora și el de la Ierusalim la Erihon. Probabil că se ducea să-și viziteze părinții. Probabil că mergea cu business. Probabil avea un prieten pe care a vrut să-l ajute. Cine știe ce căuta, dar avea și el. Era un om obișnuit. Și sare unul din pădure cu o măciucă sau doi sau zece și pune-te pe el ca pe un animal și aproape să-l omoare. Om contra om. De ce? Ca să se îmbogățească fără să muncească. Asta nu-i treabă, dar e o mentalitate a multora. Ai fost vreodată furat în viață, jefuit, înjurat, ți-a arătat cineva diverse semne pe la intersecții în viață? Dacă te puneai la mintea lui, te încăierai cu el acolo. A trebuit să faci pe nu știu cum, să spui: lasă-l mă, nu te pune la mintea lui, și să te duci. Dar ai fost umilit, te-ai simțit rău. Om contra om. Nu poți evita situațiile acestea când, în ciuda faptului că vrei să fii un om de pace, cineva iese și poc că se ciocnește de dumneata și nu poți evita și iese un scandal acolo și îți pierzi mașina, poate îți pierzi familia. Nu sunt oameni care și-au pierdut soțul sau soția om contra om? Bă da,
Nu sunt fete care și-au pierdut virginitatea om contra om pentru că pe o fată a necinstit-o un nebun, un stricat. Nu sunt femei care au fost batjocorite. De ce? Om contra om. Este o posibilă atitudine. Nu mai vorbim de dragoste, nici vorbă. Vorbim de nebunia de a te lua de cineva care se duce în drumul lui să-și câștige pâinea. O a doua posibilă atitudine, om pe lângă om. Aici e preotul și levitul. Îl vede, e plin de sânge. Aproape că s-a răcit, nu se mai scurge, nu se mai mișcă, de-abia mai are puls. Era nevoie să sară cineva în ajutorul lui. Poate are copii mici acasă, poate are 10 copii, poate are o grămadă de datorii și dacă se duce nu mai are cine să le mai plătească. Și trec oamenii lui Dumnezeu, dar au program, au agendă și nu se opresc. Om pe lângă om. Această atitudine e mai des întâlnită, că pare nevinovată. Cu ce am greșit, Domnule? Nu i-am dat în cap, nu l-am înjurat, doar m-am strecurat pe lângă, că am agendă, sunt ocupat. Om pe lângă om. De-abia mai are puls. Nici sânge nu mai are să-i curgă din el, dar om pe lângă om. Și această atitudine nu mai e o greșeală de comitere. De comitere e tâlharul care îi dă în cap. Aceasta este de omitere, de uitare, de neglijare, de amânare, de indiferență, de irresponsabilitate. Și asta e la ordinea zilei. O, Doamne, dacă și Hristos ar fi fost indiferent față de noi. A treia posibilă atitudine, om de la om, dar pe bani. V-am mai spus odată întâmplarea din tinerețea mea, când aveam nevoie de un leu 25 să mă urc în autobuz să merg acasă. Și am avut un leu. Și pentru 25 de bani am mers pe jos, nu mai știu, 6-7 stații, plângând de ciudă că am stat în drum de 25 de bani. Fără un dolar nu poți să-ți cumperi ceea ce vrei să-ți cumperi. Fără un dolar, fără un cent nu poți să-ți cumperi ceea ce-ți trebuie. Om de la om, dar pe bani, pe merite, dar dacă nu merit, Sfântul Dumnezeu s-a uitat la mine și a văzut că nu merit. Știa că mă duc în mijlocul iadului dacă nu vine la mine fără să merit. Și observați ce mentalitate are samariteanul. Om pentru om. Pe gratis, dimpotrivă, el dă 2 lei și el spune, eu îți rămân dator, nu amărâtul. De ce n-a spus hangiu, ascultă-mă, destui că mi-ai dat 2 lei, destul că l-ai adus până aici, destul că ți-ai pierdut timpul, destul că te-ai murdărit de sânge. Nu mai îmi dai nimic, ia-ți banii că nu primesc, lasă-mă și pe mine să fac ceva pentru Dumnezeu. Nu. Teșcheleața, buzunarul, portofelul a fost așa de important încât n-a putut să spună ai făcut și tu ceva, lasă-mă și pe mine să fac ceva. N-a putut să spună că avea afacerile în sânge și fără bani nu mișcă nimeni nimic. Există om contra om, om pe lângă om, om de la om, dar pe bani. Însă om pentru om s-au rărit de tot. S-a făcut timpul să mă opresc, însă mă uit la dumneavoastră, dragi oameni ai lui Dumnezeu, și vreau să vă spun următoarele lucruri. Suntem înaintea lui Dumnezeu în această seară și fiecare dintre noi avem o mentalitate de viață prin care reacționăm la mediu. Nu cumva suntem om contra om, fizic sau verbal, sentimental poate, pe la nu-l suportăm, pe la nu vrem să-l vedem, cu ăla nu putem să petrecem o zi. Nu, avem noi apropiații noștri, dar alții sunt îndepărtați. Hristos a spus așa, pe aproapele ca pe tine. Dar dacă aproapele e mai ciudat, pe aproapele ca pe tine. Dar dacă aproapele, și poate continua lista de adjective, de denumiri, pe aproapele ca pe tine. Dar om pe lângă om, nu fi indiferent față de aproapele tău. E un om și el are copii, are familie și el ar vrea să trăiască. Întinde-ți mâna față de el, vizitează-l, ajută-l, dă-i un pahar cu apă, dă-i o bucată de pâine, dă-i un zâmbet, dă-i o încurajare, dă-i ceva dacă de tine depinde să-i faci ziua mai bună. Om pentru om, dar pe bani. Este normal că avem nevoie să trăim și facem servicii pe bani, dar trebuie să facem ceva și în numele Domnului. Trebuie să dăruim în numele Domnului. Și om pentru om. Unde sunt oamenii aceia, om pentru om? Noi suntem oamenii aceia. În această seară aș vrea să încheiem cu rugăciune serviciu divin și să ne rugăm, Doamne, nu mă lăsa să trăiesc nebunia de a fi contra cuiva.
Nu mă lăsa să trăiesc nebunia de a fi indiferent și în timp ce îi pierde pulsul, eu să spun, nu-i nicio problemă că poate mai trece cineva pe lângă el, dar dacă nu mai trece. Nu mă lăsa nici să măsor viața în bani și prietenia și slujirea. Nu mă lăsa în față să văd doar bani și altceva nimic. Dă-mi putere să văd și crucea, dă-mi putere să văd și voluntariatul meu și caritatea mea și inima mea care trebuie să facă ceva pentru stăpân. Doamne, ajută-mă să fac ceva pentru oameni. Ajută-mă să mă îndatoresc pentru ei, pentru că așa ai făcut tu pentru mine. Poporul Domnului, aș vrea să ne rugăm în încheiere pentru lucrul acesta, dar pentru că nu am mai avut timp să vă prezint încă un moment de rugăciune, vi-l prezent acum și ne vom ruga pentru aceste două lucruri în același timp. Avem în mijlocul nostru pe sora Angelica Coțolan. Ea este membra corului. Angelica, ridică-te pentru câteva clipe. Mulțumesc frumos. Poți să te așezi. A slujit în biserica aceasta în multe feluri, în anii pe care i-a petrecut între noi. Am cunoscut-o ca pe o fată serioasă, cu minte, nu s-a auzit nimic rău despre ea, o fată exigentă cu privire la puritatea vieții și o fată servitoare și slujitoare. A venit să-mi spună că trebuie să se mute în Kansas, pentru că acolo vrea să facă parte din misiunea Exodus Cry, care este o organizație internațională ce se implică în prevenirea traficului de persoane. Scopul acestei misiuni este să ajute desființarea sclaviei moderne din ziua de azi, atât prin rugăciune, dar și prin implicare personală. Benjamin Nolot este organizatorul acestei fundații și el spunea următoarele cuvinte: munca noastră de prevenire a acestei sclavii începe și se sfârșește cu Iisus Hristos. Noi credem că Iisus a venit pentru a elibera captivii. Sora Angelica, la începutul lunii septembrie, se va muta dintre noi, pentru o perioadă sau pentru toată perioada. Dumnezeu conduce viața ei și viața noastră. În numele dumneavoastră vreau să-i mulțumesc pentru slujirea pe care a făcut-o între noi și pentru că a fost o binecuvântare în felul în care Dumnezeu a folosit-o. Iar acum când pleacă, mutându-se într-un alt stat, într-un alt oraș, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să o păzească, să-i dea putere în slujirea aceasta, să o ocrotească cu ungerii săi. Și în încheiere vă spun motivele de rugăciune pe care le are această misiune și care devin responsabilitatea noastră uneori să ne rugăm pentru ea. Să ne rugăm pentru cei implicați în mod direct în acțiuni de eliberare a fetelor și a copiilor prinși în rețelele de trafic uman. Mi-a spus lucruri zguduitoare, mi-a spus experiențe care nu am crezut că se pot întâmpla. În lumea aceasta se vând oameni, se vând femei, se vând fete de 8, 9, 10, 11, 12 ani, se vând copii pentru plăceri de străbălare fără responsabilitate. Să ne rugăm pentru restaurarea victimelor, pentru cei care sunt ținuți prizonieri, dar și pentru cei care încurajează acest fenomen, Dumnezeu să le dea pocăința. Și apoi să ne rugăm pentru ea să primească călăuzirea lui Dumnezeu în tot ceea ce face. Pentru aceste două lucruri, aplicația practică a predicii. Și pentru sora noastră care va pleca dintre noi, să punem sângele Domnului și harul Domnului Iisus. Amin. Poporul Domnului, ne ridicăm și ne rugăm.